Deși a întâlnit ultima clasată din seria a 7-a a Ligii a 3-a, viitorul Șimian a încheiat cu înfrângere sezonul regular scor 2-3 pe stadionul municipal din Drobeta Turnu Severin cu Viitorul Pandurii 2 Târgu Jiu. Echipa satelită a clubului gorjan pierduse precedentele două jocuri din acest an la scor de maidan 0-6 cu Aurul Brad, respectiv 0-7 cu Retezatul Hațeg, dar pentru meciul de la malul Dunării a beneficiat de aportul mai multor jucători de la prima echipă aflată la retrogradare în eșalonul secund. De altfel, golurile oaspeților au fost marcate de Filip Însiah în minutul 22 din penalti și Alex Raicea în minutele 69 și 84, jucători care evoluează constant în Liga a doua. Gelu Velici în minutul 80 și Răzvan Dulap în minutul 86 au înscris pentru echipa mehedințeană, care după acest eșec surprinzător totuși a intrat în play-off de pe locul 4 la un punct sub Gilortul Târgu Cărbunești și la 3 sub CSO Filiaș. Cele trei echipe vor avea ca miză locul secund, care la finele play-off-ului asigură prezența în prima fază a barajului pentru promovare. CSM Deva, echipă care n-a cunoscut gustul înfrângerii în acest sezon, pare neclintită de pe prima poziție, având un avans de 9 puncte față de Filiaș și 12 față de Șimian. În prima etapă din play-off, programată vineri de la ora 17, Viitorul Șimian va juca chiar pe terenul liderului autoritar CSM Deva. Iată rezultatele etapei a 18-a din seria a 7-a a Ligii a 3-a. Aurul Brad Jiul Petroșani 2-0, Voinița Lupac CSO Filiaș 4-0, Gilortul Târgu Cărbunești CSM Deva 1-1, Retezatul Hațeg Progresul Ezeriș 0-0, Viitorul Șimian Viitorul Pandurii 2 Târgu Jiu 2-3.